Seara, bun găsit la Football Show. Am văzut antrenamentele de la Formula 1, marele premiu al Principatului Monaco, ne așteaptă în acest weekend, dar noi ne pregătim de o semifinală pentru Europa, fiindcă așa se poate numi acest meci care urmează de la ora 20 pe Ion Oblemenco, se joacă FCU Craiova, FC Voluntari. E un meci într-o singură manșă, cine câștigă în această seară va juca cu locul 3 din play-off pentru a se stabili ultima echipă pe care România o trimite în Conference League. Și dar un match pentru Europa astăzi în play-out cu cele mai bune echipe de acolo, care sigur și au licență de Europa, FCU Craiova, FC Voluntari. Imediat vorbim despre meci, îi ascultăm și pe antrenori și ne concentrăm și pe derbiul de mâine. Avem un Rapid FCSB care va avea tot timpul miză pentru suporteri, indiferent pe ce locuri se află și dacă mai pot sau nu să atingă vreun obiectiv echipele. Vedem imediat ce s-a spus la conferințele de presă. Ionuț Rada, Cristi Dulca, Cătălin Berindean, bună seara! Bună seara! Bună seara! Play-off de Europa, ne așteaptă în play-out. Cum se pare această idee, Cristi? Da, interesant. Oricum, se întâlnesc două echipe care n-au pierdut de multe etape. Ilfoveni de vreo 13 etape, dacă nu mă înșel, iar Craiova de vreo 7 etape. Mie mi se pare FC Voluntari echipa, nu știu, mai în formă. Am văzut ultimele două meciuri și mi s-au părut, nu știu, dezinvolți, joacă ca și cum de plăcere, adică o echipă care n-are nimic de pierdut. Și la fel, Craiova, o echipă bună, cu individualități bune. Da, și pare că a menținut în viață și acest play-out, ideea asta, nu? Cu a fost o echipă care să meargă, să aibă drept să joace în Europa. A fost o motivație pentru, iată, că nu doar Craiova și Voluntari, și Botoșaniu a fost acolo implicat mult timp pentru a prinde un loc în Europa. Și eu cred că Voluntariu e o echipă care s-a transformat în play-off, pentru că Voluntariu, să ne aducem aminte, în campionat a fost o echipă cu un joc mai pragmatic, un joc mai puțin estetic, însă în play-off Liviu Ciobotariu, play-out, da, Liviu Ciobotariu a reușit să transforme împreună cu jucătorii săi echipa și să-i dea un joc pe care la Voluntari rare ori l-am văzut în trecut, adică un joc plăcut ochiului, un joc spectaculos, chiar un joc eficient, pentru că Voluntariu a și marcat multe goluri. Voluntariu era o echipă care nu marca foarte mult. Sigur, cu adversari mai modești, dar da, sigur, așa e. Sigur, dar jocul, eu vorbesc jocul în sine, a fost un joc cu totul diferit de ceea ce au jucat în sezonul regulat. Da, că multă lume spune că n-au ce să caute echipele din play-out să joace în Europa, sau că nu e corect ca echipele din play-off să joace cu locul 3 din play-off. Da, cred că până la urmă s-a găsit această soluție și în ideea în care, cum ai spus și tu, să țină cumva în priză echipele, pentru că ai văzut la finalul campionatului poate un punct, poate un meci nereușit după un sezon bun, te duce în play-out și atunci practic șansa ta pentru Europa s-a dus. Așa că din punctul meu de vedere, cu cât este mai atractiv și play-out-ul și play-off-ul, este foarte bine, pentru că și pentru echipele din play-off trebuie să știe că locul 3, acum, în cazul nostru, cum este, nu este sigur. Da. Așa că te așteaptă în continuare, până se închide ultimul meci al anului competițional, trebuie să fii pregătit. Vreau să menționez cumva că mi-aduc aminte că cu Voluntari era Ciobi, la un moment dat își punea întrebarea dacă va fi înlocuit, pentru că avusese o serie. Era întrebat chiar după veți rămâne, veți da demisia sau veți fi demis, și el era, dacă se ajunge la un punctul ăsta, eu plec fără niciun fel de probleme. Și iată, acum vorbim în ultima etapă a play-out-ului, poate să ducă din nou Voluntari în Europa. A avut 7 sau 8 partide la rând. Da. Victorie, cu parcă 5 partide iată la rând. Iată că încrederea, până la urmă, a avut un... Stai să vedem cât ține încrederea. Că oricum se vorbește și de Ciobotariu că ar pleca în continuare. Vorbim și imediat și despre ce se vorbește, așa, ce se zvonește legat de antrenori. Până atunci, hai să ascultăm pe Mutu. A fost conferința de presă a Rapidului astăzi. Mâine e Rapid FCSB. Derby rămâne tot timpul un derby. Pentru noi este important, chiar dacă nu are nicio importanță, să spun, la nivel de clasament. Este important din punct de vedere al orgolilor. Este un meci contra FCSB-ului, care pentru noi vrem să-l câștigăm.
Îl întrebam și pe Cristi, el nu a vrut să răspundă, că era și normal, e jucător, nu antrenor. Credeți sau poate fi un examen pentru jucătorii care, pe care vă puteți baza în sezonul viitor, un ultim examen? Bun, e tardiv undeva să spui că într-un meci sau că ăsta va fi un test pentru, pentru jucători, pentru că au fost evaluați în sezon întreg, unii, alții, de când au venit la Rapid, deci nu cred că... Da, da, bineînțeles că sunt atunci când, sau dacă reușesc să facă un joc bun, bineînțeles că tot timpul îți dă de gândit, așa și în cazul contrar. Dar trebuie să ne dăm seama cât de important e acest meci pentru noi și pentru suporteri. Jocul ăsta trebuie jucat din orgoliu și doar atât. Undeva dezamăgirea e mare la ei, pentru că s-au luptat la campionat până în penultima etapă și acum nu știu ce jucători a trimis în vacanță sau eu știu ce jucători i-a trimis acasă definitiv. Nu, asta e problema mea. Sistemul știam până la meciul acesta și probabil și oamenii care, majoritatea care ar fi putut să fie în primul 11. În momentul de față e dificil de anticipa ceva, pentru că nu se știe ce echipă și ce oameni va folosi. Probabil sistemul nu îl va schimba, dar oamenii... O să vedem, nu asta e important. Cum spuneam, cred că este un meci al rogolilor. Indiferent cine va intra în teren, cu siguranță se va juca 100% adevărat. Rameni e un jucător interesant, la fel ca în momentul de față din jucătorii, nu voi vorbi de niciun jucător care va veni, pentru că nu e ok în competiție. Vorbim după ce se termină această etapă. Dar își permite Rapid un jucător precum Rameni? Da, își permite, da. Buget de 10 milioane este... Eu cred că în momentul de față Rapid își permite jucătorii, nu? Într-adevăr, a costat acum, nu știu ce, care dorința lui Hagi de a-i vinde sau nu, are cupe europene în fața lui, la orizont, așa că nu știu care va fi strategia. Dar nu cred că are rost să vorbesc despre lucrurile astea, pentru cred că e prea puțin de vorbit, sau e cea mai simplă conferință de presă, pentru că în derby. Nu vreau să intru în detalii de transferuri, pentru că nu asta e... punctul sau cel mai important punct în această conferință, ci faptul că e un meci care pentru noi contează, pe care îl tratăm serios, respectăm, ne respectăm tricoul pe care îl îmbrăcăm, ne respectăm clubul și vrem să câștigăm acest meci. În rest, vom vorbi după ce vom veni de vacanță, o să vedeți, aveți timp. Mutu i-ar vrea pe Grameni, pe Cristea, la Rapid. Din nou se vorbește, se anunță o campanie de transferuri răsunătoare la Rapid, s-a întâmplat asta și vara trecută și n-a fost așa. Da, știi care e chestia, Vlad? Nu știu dacă acești jucători pot să joace în Giulești. De ce? E o presiune foarte mare, adică nu poți să aduci jucătorii așa care poate au jucat, au avut perioade bune la alte echipe și să vii să joci în Giulești cu presiunea suporterilor, presiunea de la ceea ce înseamnă Rapid. Uh-huh. E diferit felul cum te exprimi la Farul, felul cum te exprimi poate chiar și la FCSB sau unde a mai jucat Cristea. Din punctul meu de vedere, sper să nu facă aceste alegeri greșite așa cum au făcut și în sezonul trecut. Când tot așa au mai adus jucători, nu știu, Costache sau Ciobanu sau cine au mai venit, care da, erau niște jucători buni, însă în Giulești n-au avut rezultatul scontat. Adică, din punctul meu de vedere, la Rapid, cred că se dorește jucători cu personalitate, jucători curajoși, în primul rând, pentru că și cu Ioniță, la fel. Un Ioniță care a avut un început bun de sezon și mă așteptam eu personal, după toate problemele pe care le-a avut, să vedem pe Ioniță că preia responsabilitatea de la mijlocul terenului, jucătorul acela tehnic care să decide ultima pasă. Să-l vedem la interviuri, îl vedeam un jucător care părea căzut, apăsat de ceea ce se întâmplă acolo, pentru că au fost și perioade dificile. Ori la Rapid, între ghilime, te mănâncă dacă simte că e slab. Deci noi nu vrem jucători de genul ăsta. Atunci trebuie să ia niște decizii importante la Rapid atunci când aduci un jucător. Pentru că siguranță o să mai fie în... Uite, pe Grameni, cum mi-ai descris profilul ăsta, nu văd că se încadrează în profilul Ciobanu... jucătorului care a reușit la Rapid. Grameni, nu-l văd. Ciobanu era exact ca și Grameni. Încă, se vorbea după frumos, părerea mai mea, bun. Mai bun decât Grameni. Mie îmi plăcea Ciobanu, dacă l-aș pune pe Ciobanu de anul trecut lângă Grameni, de acum Ciobanu îmi plăcea mai mult. Deci, și iată că n-a reușit să confirme la Rapid. Interesant, de acolo, Crize. E greu acolo, în Giulești?
A, e greu, cum a zis și Ionuț, la Rapid este presiune, acum se dorește mai mult. Plus că nu au avut niciun trofeu anul ăsta, adică poate Cupa României, vine centenarul, sau este anul presiunea centenarului. Presiunea va fi mai mare la anul. Și mai mare. Este deja o tensiune asupra staffului tehnic. Cristi? Da, are de toate. Da, hai să vedem ce spune și Săpunaru. Săpunaru care e un jucător cu personalitate. Un meci care nu mai contează așa de mult în clasament, dar un meci care contează foarte mult pentru suporteri. Și îl așteptăm cu nerăbdare. Ai vrut să conteze? Numai că mi-aș fi dorit. Dar e bine și așa. Dar pare așa, ca un amical, pare... Nu o să pară niciodată un amical în derby, nu știu. Cine crede că e amical, se înșeală amarnic. Nu o să fie niciodată un amical acest meci. Va fi arena plină? Cum crezi? Vor veni fani la meciul ăsta, chiar dacă nu mai contează nu efectiv pentru clasament? Chiar nu știu. Noi sperăm să fie cât mai mulți. Ai noștri 2800 o să fie cu siguranță și sperăm să le oferim un meci frumos. Și la sfârșit ai noștri să fie fericiți. Puteți să profitați de pasa mai puțin bună prin care trec cei de la FCSB? Că probabil știi și tu cum e să ratezi câștigarea unui titlu. Noi trecem într-o pasă extraordinară. Noi am avut 6 victorii la rând și acum încercăm să facem 5-7. Nu, ne interesează să ieșim bine după meciul ăsta, să câștigăm meciul și suportul meu și să fie mulțumiți de victorii. Totuși nu ați fost voi aproape de câștigarea campionatului, la asta mă refer, că probabil e un șoc resimțit când cu etapă înainte ești la mai puțin de o repriză de... Mă interesează, sincer. Că au pierdut campionatul și cum se simte ei. Mă interesează ce facem noi. Am mai spus la teorie. Am la toate interviurile. Nu sunt nebunit să știu cum sunt ei sau ce fac ei. Da, crezi că FCSB va juca cu rezervele, așa cum a spus domnul Becali? Nu știu. Cred că trebuie să întrebați pe dâns și nu pe mine. Eu știu cum va juca Rapidul și mă interesează cum va juca Rapidul. Da. Cred că au un antrenor acolo care putea să vă spună, că am înțeles că au avut conferință de presă și putea să vă spună dânsul cumva și că nu. Aminteai de această perioadă prin care treceți și voi, crezi că o victorie mâine seară ar salva oarecum acest final de campionat? Nu știu dacă ar salva un final de campionat, cât ar face suporterii fericiți și să începem să ne gândim deja la anul următor. Cristi, tu ai jucat o sezonul. Duci sezonul următor tot? Nu știu. Adică cum simți? Cum te simți tu așa? Nu știu ce va fi la anul. Îmi pare rău că n-am putut să realizăm mai multe sezonul ăsta. Asta mă doare pe mine, nu altceva. Cum mai găsești motivația? Iubesc fotbalul și iubesc Rapidul. Cred că e mai simplu, dar nu se poate. Dar cum reușești să ții ritmul? Sunt unii jucători, ar putea să fie copii. Da, mă țin după Gabi. Îmi place fotbal, asta e... Dar faci ceva special? Ai un secret? Ai un secret? Sunt și alții care și-ar dori la vârsta ta să ajungă? Nu. Am aceeași alimentație și aceeași chestie care o făceam și acum 10 ani, 15 ani. Nu e nimic schimbat. Spunea Junior că și-a prelungit contractul fiindcă vrea titlul cu Rapid și mai încearcă încă un an. Eu am spus clar că anul viitor obiectivul Rapidului va fi 100% 1-3. Am auzit și pe Săpunaru care și-a prelungit contractul. El mai poate? Săpunaru mai poate încă un an? Dacă și-a prelungit contractul, mai poate. Păi nu e așa. Mulți își prelungesc contractul și nu mai pot. De ce? Spuneai mai devreme de investiții. Anul trecut nou, știu că au avut foarte multe probleme cu datorii mai vechi. Au plătit peste vreo 2 milioane, dacă nu mă înșel, așa e, da. Din datorii. Au luat foarte mulți jucători liberi de contract. În anul trecut au avut interzis la transferuri. Au avut și interzis și anul acesta eu cred că Rapidul va face câteva transferuri interesante. Probabil s-au și pregătit de acest lucru și cum a zis și Săpunaru, dacă obiectivul va fi clasarea pe primul loc, adică câștigarea campionatului, necesită o investiție majoră clubul. Asta așteaptă toată lumea, știi?
Mie ce nu-mi place la Rapid, și asta eu zic că e cea mai mare problemă, mi se pare că Mutu încă nu reușește să se impună ca un lider în club, mă refer. Adică îl văd destul de spășit așa în relația cu suporterii, în relația cu unii dintre jucători lideri, mă refer aici, gen Săpunaru, gen Moraes. Nu-mi place asta la Mutu. Adică dacă el vrea să reziste pe termen lung la Rapid, mi se pare că ar trebui să aibă o atitudine mult mai arogantă, dar arogantă pozitiv. Și la momentul ăsta... Nu stăpânește vestiarul, spui tu? Nu neapărat că nu stăpânește vestiarul, dar mi se pare că în relația cu liderii vestiarului și cu galeria are o atitudine un pic defensivă și lucrul ăsta mie nu-mi place. Ești de acord? Bine, Cătălin, vorbim de totuși de un antrenor tânăr. Un antrenor care venea după o experiență nu tocmai bună la Craiova, a făcut pasul la Rapid, a fost greu, au fost acele tensiuni cu acceptarea staffului său tehnic, n-a venit Stăncioiu cu el, l-a înțeles cumva, a făcut deja niște compromisuri acolo, a încercat cumva să intre la Rapid, i s-a dat încredere și în momente dificile. Cred că Adi s-a schimbat foarte mult ca și antrenor. E clar că trebuie să îmbunătățească. Lumea este mulțumită în primul rând de joc, pentru că cei de acolo, sau cel puțin suporterii, își doresc în primul rând o idee clară de joc. De iar la fel, aici a avut probleme de accidentări, probleme unde a trebuit să meargă cu aceiași jucători, din păcate, și mai ales în apărare, cu o linie de apărare cu experiență, dar e greu să joci cu ei la fiecare meci și asta s-a văzut. Promovarea 2-3 jucători, iar la fel, pe care probabil că ar fi mers să o facă, dar din dorința și presiunea suporterilor de a ajunge în play-off, probabil nu a făcut acest lucru. E clar că și el trebuie să crească din punctul ăsta de vedere. Dar l-am văzut și la conferințe și în relația cu suporterii, cred că încearcă să nu intre în primul rând într-un conflict direct cu suporterii. Cred că, până la urmă, o atitudine, din punctul meu de vedere, bună pentru a avea liniște la echipă. Eu pot să spun că are o relație foarte bună și cu suporterii și cu conducerea. Inclusiv chiar am fost la o masă cu ei în București și cu liderul galeriei și cu cei din conducere. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu cred că este o problemă. Că el și-a îndeplinit obiectivul. Al doilea an în Liga 1 și a intrat în play-off. După ce promovezi. Sigur că e antrenor tânăr, relația cu jucătorii trebuie să fie una foarte bună, pentru că eu consider, și eu fiind antrenor, consider că trebuie să ai o relație bună cu jucătorii până la limita bunului simț, adică nu trebuie să depășească această limită, și cred că asta e și cheia unei echipe, să fie foarte unită, să fie ca un grup, ca o familie. Da, dar Cristi, eu mă gândeam la Mircea Lucescu, că ți-a fost antrenor. La fel eram. Nu știu, dar mie Mircea Lucescu mi se părea mult mai bun, dar mai de, dur, mai lider. De o vârstă, Adi e mult mai tânăr, cum a zis Ionuț, și are dreptate aici. Este un antrenor tânăr, care a antrenat Under 21 și Craiova. La nivel bine, de... Și la voluntari atunci, la foarte voluntar, puțin. Da, dar... foarte puțin. De asta spun, Nea Mircea, ce să vorbim de Nea Mircea? Clar că îți impunea respect, dar... La fel era cu jucătorii, adică aveam relație foarte bună, nu la fel cu galeria. Nu erau... Sigur că mie nu mi-a plăcut, de exemplu, când ne-a strigat la Mutu demisia, la meciul, nu mai știu ce meci. Da. Asta nu mi-a plăcut. Mm-hmm. Au avut o scăpare acolo, dar nu merita, adică cel puțin... Bine, ce mi-aș dori în primul rând, la Rapid mi-aș dori în primul rând să nu mai fie alimentată galeria, dar de diferite persoane din jurul echipei sau din jurul clubului, care ies câteodată foști jucători sau oameni care își doresc să ajungă acolo. Nu mi-aș mai dori să văd astfel de lucruri și să fie luate la în seamă. La ce te referi? Nu vreau să dau nume, pentru că probabil se știe foarte bine, dar nu mie nu-mi plac astfel de lucruri. La Șumudică te gândești? Zic, da, chiar el a avut niște atacuri așa subtile, mm-hmm. Și la conducere și la antrenor. Adică, din punctul meu de vedere, cred că Șumi și el, ca antrenor, ar trebui să aibă o atitudine, cum spune tot timpul, de fair play față de ceilalți colegi din antrenorat. Și adică... mie se pare că Șucu încă e prea, prea retras, prea cu minte acolo. E fermecat, domnul Șucu.
de ce se întâmplă la Rapid. Efectiv. Da? Deci eu chiar îl văd fermecat. Am fost la câteva meciuri acolo și l-am văzut extrem de absorbit de tot. Dar n-ar trebui să fie așa, Cristi. La el e cheia. Dacă el e fermecat, poate și investește mai mult, sigur, pe viitor. N-ar trebui să fie așa. Aș aștepta el să fie mult mai pragmatic, mai riguros, mai... Probabil cu timpul... Mai sever. Va fi. Hai să vedem ce a spus și Haralambus. Întrebat la conferința de presă dacă mai rămâne la FCSB pe salariu înjumătățit. You understand that you decided to stay for the next season? Yes. Why you decided this? Why should I don't decide this? Because I understand that your salary will be half. I don't know in Romania how this goes on about salaries and this. It's first time that I have these things in my life. And I don't believe that we have to speak about salaries and everything in to the people. It's something that it concerns me. And I think we don't have to shout my salary or if it's true or if it's not true. I have to be somewhere that I like it. And I told you from the first day that I like it a lot here. And for me, the most important thing is these guys that are next to me today, that I feel proud that I work with these guys. And they have to feel proud of what they did until now, because what they did until now was something that maybe the people didn't expect that they will come at this point, and they have to be again proud of themselves. All the players in the team, all the club have to appreciate what have been done. The championship was lost of one game, that in that game were two teams and one could win, but what they did, it's amazing. So we don't have to forget where we started and when we... S-a supărat Haralambus. De ce să plec? A fost răspunsul. De ce ar trebui să plec? Hai că vorbim și despre ce a spus după o scurtă pauză, când mergem pentru prima dată și pe Oblemenco, ascultăm antrenorii și încercăm să mai aflăm detalii, pentru că văd o știre în ultima oră pe ProSport că ar pleca Bergodi, ar fi plecat deja Bergodi de la Șep și că se pregătește Ciobotariu să meargă. Am tot la Fotbal Show, imediat discutăm despre semifinala asta de Europa care se dă în această seară între FC Craiova și FC Voluntari. E meci într-o singură manșă, dacă e egal se trece la prelungire. Bine, și egal pentru Craiova este bun. Adică Craiova are două rezultate. A, da, nu se joacă prelungiri, corect. Corect, nu se joacă. Asta zic, că are două rezultate Craiova, cu egal sau victorie. Dar până să ajungem la meciul ăsta, vorbea Haralambus înainte de pauză și s-a supărat când a fost întrebat dacă rămâne. De ce să nu rămână? A spus că e un sezon bun, jucătorii trebuie apreciați și trebuie lăudați să fie mulțumiți de ei. Bine, poate presa îl întreabă după ultimul meci. Ce a spus Gigi Becali. Ce s-a întâmplat ultimul meci plus... Da. E greu să pierzi campionatul după ce conduci 2-0. Adică dacă era 3-0 pentru Faru, era una. Dar așa să ai 2-0 la un moment dat și să pierzi 3-2 e mai dureros. Dar nu a pierdut pe mâna lui. Nu, dar deci, spun așa, da, la modul general. Și Becali și toată lumea supărată, normal că... Și presa e îndreptățită să întrebe dacă va mai rămâne sau nu. Și nu cred, eu nu cred asta cu înjumătățirea salariului. Adică... A spus-o și Becali. Nu cred că... Uh-huh. Mie mi-a plăcut Haralambus, adică atâta cât a fost lăsat să facă, a făcut lucruri bune și vizibile. Adică eu cred că ceea ce el a arătat în astea 10 etape câte au fost... Îi face echipă bună cu Pintilii. Sigur. Și asta probabil. Și mie mi se pare că din ceea ce se spunea la început că Pintilii va domina sau... va ajunge să pățească ce a pățit Dică sau ceilalți care au trebuit să plece din cauza lui Pintilii, mie mi se pare că Haralambus s-a impus în fața lui Pintilii, care are și o bilă albă pentru el. Da, crezi că ar trebui să plece? L-ai plecat în locul lui Haralambus? Bine, iar la fel, vorbesc de un antrenor care este tânăr. Să ai posibilitatea să lucrezi cu niște jucători, cu o infrastructură bine pusă la punct, cu salariile la zi, într-un campionat, așa cum am spus, la una dintre echipele care se bate an de an la campionat, de ce aș pleca? Dacă vine patronul și spune că se-a înjumătățit salariul?
Asta nu pot să o comentez acum, iar la fel, e decizia lui dacă acceptă jumătate sau un sfert sau cât, dar din punctul meu de vedere, vedem cât de greu se lucrează ca și atunci când ai nevoie de infrastructură sau de un lot de jucători. Ori la FCSB tot timpul asta va avea la dispoziție și un staff cu care să lucreze. Să discutăm puțin știrea momentului. David Kertes în direct cu noi. Bună seara, felicitări pentru Cupa României. Bună seara, mulțumesc foarte mult. Spuneți-ne, domnul Kertes, ați rămas cu Bergodi, văd informații prin presa noastră că Bergodi ar fi plecat deja de la Sepsi, practică v-a anunțat cu pleacă. Vă spun sincer, eu nu sunt în Sfântul Gheorghe. Păi? Eu ieri noapte după ce am ajuns în oraș, eu pe la ora 14 am plecat din Sfântul Gheorghe, sunt cu niște prieteni, colegi de școală la o petrecere. Domnul Diosteghi și cu directorul sportiv Fotolotilo au rămas să vorbească cu domnul Bergodi. Sincer vă spun, nu știu ce s-a întâmplat, ce s-a vorbit, fiindcă astăzi, acum momentul de față, la ora actuală este o sărbătoare la stadion, se prezintă cupa. Da, deci da. Nu cred că s-ar fi discutat de așa ceva, dar am văzut pe internet niște imagini că inclusiv parcă domnul Bergodi i s-a rostit numele că ar fi pe scenă, n-am văzut imagini. Bun, ok, deci sigur. Nu știu sincer ce s-a întâmplat. Dar va rămâne Bergodi? Asta e ideea. Deci sunt șanse 50% să rămână, 50%, deci este la atitudinea adversului. Deci el decide. Ce este. El decide. Păi, într-o mare măsură decide și când sunt într-o mare măsură va decide domnul Diosegui. Mhm. Dar dumneavoastră, conducerea, aveți motive să fiți nemulțumiți după acest sezon? Păi nemulțumiți cum să fiți? Deci dacă vorbim de sezon, am câștigat o supercupă la începutul sezonului, am intrat în play-off și am câștigat Cupa României. Deci cum pot să fii nemulțumit? De colaborarea cu Bergodi? Multe echipe au dorit să fie atât de nemulțumite ca noi acum. Asta da, corect. Dar așa pare. Dar am văzut informații că legat de colaborarea cu Bergodi ați avea niște probleme, nu știu. N-a fost așa cum v-ați dorit. Comunicarea cu el. Deci, după tot ce am citit în presă, pe internet, presa scrisă, presa vorbită, da. Cum poate să fie o comunicare, o colaborare nefastă, nefructuată după aceste rezultate din anul acesta. Deci un lucru este clar, niciun antrenor nu are locul bătut în cuie ani de zile sau pe o viață sau până la ieșire în pensie, la pensie, nu știu, dar după un an atât de fructuos cum am avut noi, nu văd de ce am fi nemulțumit de dânsul. Și atunci de ce e 50-50? Asta e ciudat. Păi, fiindcă dacă dânsul ar dori, deci se încheie contractul ăsta, e clar că îi se încheie contractul și toată lumea, că contractul s-a terminat pentru dânsul, că îl prelungim sau nu, de-aia zic 50-50, că trebuie să fie și dânsul de acord și noi trebuie să fim de acord. În regulă. În cazul în care nu va rămâne, aveți variante pregătite? Că se vorbește de Ciobotariu. Păi da, se vorbește de domnul Ciobotariu, s-au mai vehiculat mai multe nume în presă, nefondate. Dați-mi să vă zic că încă nu știm nici noi dacă este plece domnul Bergodi, cine va fi numai. Deci nu știți asta. Bine, știți, dar nu, probabil nu vreți să ne spuneți. Sigur, s-ați discutat cu cineva, nu vă lăsați descoperiți, așa. Vă rog. S-a vorbit inclusiv de că l-ați vrut în timpul sezonului pe Mircea Rednic. Da, deci asta am zis și noi. Domnul Mircea Rednic a fost la vreo 2-3 meciuri la noi ca spectatori. Deci nu. Deci nu a fost ca timpul spectatori. Eu nu știu să fi vorbit cu domnul Rednic. În regulă. Și dacă sunteți amabil, încă o informație pe care vreau să o discut cu dumneavoastră. Există posibilitatea ca în sezonul viitor să aveți un buget mult mai mic pentru că n-ar mai fi atât de multe investițiile din Ungaria? Păi, bugetul cu investițiile nu se compară. Una e una, alta e alta. Deci un lucru este clar. I-am zis și atunci când
Am pus pe pagina de internet, pe site-ul clubului, da, bilanțul, obligatoriu bilanțul pe anul trecut, și s-au vehiculat, s-au văzut niște sume mari acolo. Am zis și atunci, aceste sume provin din investiția stadionului. Deci acel stadion s-a terminat, anul viitor nu vor mai fi sume așa de mari. Deci dacă vorbim dar bugetul echipei rămâne. Vorbim de buget pentru prima echipă și vorbim de investiții la stadion. Deci investiții nu o să mai fie, buget pentru echipa va trebui să avem. Ok, am înțeles. Deci rămâneți la același nivel, că asta e ideea, rămâne o echipă importantă, șef, și asta vrem să aflăm. Deci nu, în niciun caz noi nu vrem să fim mai prejos de anul acesta. Nici la, ca rezultate, nici ca buget, nici ca valoare. Perfect. Mulțumim tare mult pentru lămuriri și petrecere frumoasă în continuare acolo. Felicitări încă o dată. Mulțumim la fel. Haideți să vedem ce spun și antrenorii de la meciul care urmează. Îl văd pe Napoli. Haideți să-l ascultăm pe Nicolo Napoli înainte de FC Craiova, FC Voluntari. Bună seara, domnule Napoli. Începe drumul către o nouă participare în cupele europene după 22 de ani de absență. Cum se anunță acest Bună joc? Bună seara. Da. E un meci foarte important pentru noi, pentru băieți, pentru club, pentru lume, pentru suporteri, unde încercăm de fare un meci bun e castigare 3 puncte, care ne portano în mai sus, în alte partide. 3 schimbări în echipa de start față de meciul de la Arad. Revine Bauza, capitanul echipei. Normal, sunt fotbaliști buni, s-au ripres, s-au nou, e bun că sunt în echipa noastră. Voluntarii a pierdut ultima dată la Craiova aici, acum vine neînvinsă de 13 partide. Cum se anunță acest adversar? Da, știu, Voluntarii e echipa bună, are fotbaliști buni, are antrenori buni. Mai vedem în terenul de joc cine castigă astăzi. E un meci care poate salva sezonul pentru Craiova? Da, cred că noi am făcut un an foarte bun. De când am ajuns eu, ero în locul 5 pe echipă, acum suntem unde suntem. Dar augur că se face un meci bun cu fotbaliste și noi mergem înainte. I-ați motivat suplimentar pe jucători pentru că echipa a pierdut jocurile cu miză din acest sezon? Nu. Vorbesc mereu cu fotbaliștii prima de intrare în teren. Sunt pregătiți fotbaliștii, stiano. Vedem. Col Napoli, Ionu Zdrada, ne traduci că tu ai jucat în Italia. Da. Curios așa după ani să nu vorbești. Uite, de exemplu, Chris Bergodi. Vorbește fluent, adică perfect, chiar nu are... Bine, dar a avut perioade scurte și n-a avut... A avut perioade și nu s-a obișnuit cu româna, da. Dar chiar și asta mi se pare, să anunți tu antrenorul la Craiova cu două etape, adică, mă rog, două meciuri înainte de a se termina. Și meciuri importante. Și meciuri importante și poate... mă gândesc la antrenor, adică la Napoli, care, nu știu... Adică... Bine, eu cred că e cât se poate de relaxat, pentru că știe pe patronul echipei. Probabil... A spus la un dat să luăm 3 puncte. Nu mai e pe puncte, ce contează? Da. Păi nu, e victorie, nu? Să luăm victorie. Da, dar e ciudat, nu așa? Adică nu mai poți să te impui fața jucătorilor. E real, adică nu se face așa. El cred că nici nu știe că și egalul e ok pentru echipa. Dar jucătorii? Și asta e un aspect. Tu intri în vestiar, știi că vine alt antrenor. Da. Cum ai zis și tu, sunt două meciuri importante. Ce le insufli? Cum vorbești? Jucăm. Da. Pleacă oricum. Adică, Michidelu a spus că e o normalitate. Sau poate face ședința cel care vine sau pregătirea. Nu? Păi nu, el face. Dar Michidelu a spus că e o normalitate, că știa Napoli că îi se termină contractul. Atunci... Bun, nu anunță antrenorul cu două etape înainte să știe și jucătorii și... Păi uite, și la Sepsi se termină contractul lui Cristiano Bergodi, dar nu a anunțat înainte de cupă sau nici acum. Ca similar, adică, da. Și e la greu, voluntari, la fel. Cred. Așa cum am spus, și pentru echipă și pentru ceea ce... Pentru că te așteaptă două meciuri importante, e greu ca un antrenor să se mai impună în vestiar sau să... Îi spună fa asta, că dacă nu... Îți pare că îți faci rău ție, nu? Da, te faultezi singur. Exact. E împotriva obiectivului tău. Pentru că, până la urmă, tu îți dorești să atingi această performanță, dar cu niște decizii care pot să afecteze
echipa, grupul, motivația? Poate că era mai inspirat, mai bine pentru Craiova să-l dea deja afară pe Napoli, dacă tot nu mai vrea, nu? Să-l pună deja pe noul antrenor. Ori anunți după ultimul meci. Sau lași să se termine această luptă pentru Europa și vezi după aia ce se întâmplă. Adică... Eu cred că, scuză-mă, Ionuț, problema lui FCU Craiova 1948, altfel o echipă care mi-a plăcut cum a început sezonul, din păcate nu l încheie la fel de bine cum l-a început, e patronul. Adrian Mititelu, dacă am vorbit în termeni psihiatrici, să-i zic, chiar zice că suferă de sindromul borderline. Este un sindrom borderline care... Domnul Mititelu are toate caracteristicile acestui sindrom. Nu știu la ce se referă sindromul ăsta. Citiți și o să vedeți la ce se referă. Și, din păcate, el afectează prin comportamentul său bunul mers al acestei echipe. Ei, din păcate. Da, ai văzut un răspuns echipa, al patronului echipei. A spus că ar fi o posibilitate să se unească aceste două echipe. Asta e o discuție. Sunt chiar discuții. Sunt discuții, dar a spus că nimeni n-are încă curaj să pună punctul pe ei. Adică că s-a inițiat discuția deja. Da, încă nu e o chestie oficială. Se vorbește foarte mult în Craiova despre lucrul ăsta, dar e clar că sunt multe lucruri de pus la punct între cele două cluburi. Hai să vedem cine își continuă drumul către Europa. Mulțumesc, domnilor. Ne revedem după meci. Urmează așadar acest meci decisiv pentru Conference League, semifinala de Europa, FCU Craiova, FC Voluntari.